Georgescu, campion mondial la not în ape înghețate, sportiv de performanță și profesor, este gata să doboare un record. De data aceasta, un record mondial. Trebuie să înnoate 3,45 de kilometri într-o apă cu o temperatură de maxim 5 grade Celsius. Recordul anterior îl deține turcul Hamza Bakircioglu, care a notat 3,44 de kilometri într-o apă cu o temperatură de 4,1 grade Celsius. Îi țin pumnii oricum și cred că cu pumnii aceștia îl ajut. Știi? Deci sunt alături de el până termină cursa și după. Paul, sunt alături de tine și îmi doresc foarte mult ca izbânda ta de astăzi să scrie istorie. Succes! Good luck, Paul! Să caute challenge astăzi, spre deosebire de alte dăți, sunt mult mai liniștită că el va reuși. Campionii se nasc sau devin în urma multor antrenamente? E nevoie de o rețetă cu multe ingrediente. Fiecare ingredient să-l ajute pe celălalt, să nu-l lase singur. Așa e la Paul. Cred că campionii se și nasc, dar cred că cel mai important e ca acești campioni să muncească foarte mult, să fie serioși, să aibă rezultate de-a lungul timpului. I believe that Paul will make all of us happy today with his achievement. E un lucru foarte dificil. Da, foarte, foarte dificil, e nevoie de un antrenament foarte bun fizic, care se dobândește în mulți ani de pregătire și, pe deasupra, e nevoie de un foarte bun antrenament mental. Paul ne-a obișnuit cu surprizele. El a avut, cel puțin în ultimii 3 ani, o mulțime de challenge-uri. Ăsta e unul dintre ele. Îi mai număram brațele și vedeam viteza cu care merge. La urmă, i-am amintit de fetița lui care îl încălzea în canalul mânecii, cred. Da. Și acum apucă tremuriciu. Hai, Paul, hai! Hai, Paul! Hai, Paul, da, Paul! Did an excellent swim. In my opinion, he broke the world record today. He has swum 3.5 kilometers in the lake with the water temperature at the starting place 4.1 and at the finish 4.4 degrees. The official time of the swim is 57 minutes 56 seconds. Pentru noi a fost greu, cred că pentru Paul a fost extrem de greu. Sunt oameni făcuți să facă așa ceva, nu sunt foarte mulți, Paul este printre ei. Important e că a reușit să bată acest record mondial și merită toate felicitările noastre. Au fost 4 momente spre final în care s-a oprit, eu îl cunosc foarte bine, am zis că e ok, arbitru ar fi vrut să oprească, i-am zis nu este ok, Paul, pentru că îl cunosc, așa reacționează. Și uite că a fost exact așa cum știam noi. A știut de la început că fiecare din echipă își are un rol și își respectă rolul.
Paul a fost foarte bine pregătit. Și el și echipa lui. Perioada asta de antrenament făcut așa ca la carte l-a făcut să intre în apă cu curaj, cu determinare și să lupte acolo pe ultimii metri cum știe el cel mai bine. A fost greu, a fost frumos și a fost semnătură de-a lui Paul. V-a fost teamă? E normal să nu știi cu ce te întâlnești pe drum. Acolo, în apa rece, e un necunoscut mai mare decât în traversări lungi. My point of view, the last 500 meters for Paul were really difficult. He had to stop a couple of times and raise the head and probably his power and probably because of the cold, he's almost, let's say, 1 hour in that icy water. But he managed to reach the end and to set the record. He's a really tough guy. He deserved this record. Am trecut prin multe, dar mă așteptam să fie atât de greu. Mi-a amorțise foarte mult gura și înghețeam foarte multă apă, de-aia m-am oprit în ultimii 500 de metri. Eu am vrut să dobor recordul ăsta anul trecut înainte de Antarctica, dar temperatura pe era foarte scăzută, era pe în jur de 2,9-3 în Znagov și era riscul prea mare. Dacă am început în România, această disciplină frumoasă în turma pe înghețate, să devin tot în România alături de prieteni, alături de Catena, care m-a susținut tot timpul. Și uite că am făcut-o și pe asta. În ape înghețate este ultima oară, pentru că trebuie să mă gândesc și la familia mea, la sănătatea mea. Tu nu mai simți nimic, după câțiva metri nu mai simți nimic, nu mai simți brațele. Trebuie să faci mișcarea numai din umeri, din ceea ce ți aduce aminte. Da, mă uitam la petale, mi-a spunea ok, eu știam, sunt ok. A fost bine că a fost și el aici, pentru că cu o legendă pe barcă nu puteai să-l dezamăgești și a fost ca o motivație foarte mare pentru mine. Ce s-a întâmplat astăzi nu este șansă, nu este noroc, este doar foarte multă muncă în spate și seriozitate. A reușit, am avut un feeling bun la început. Nu sunteți curios să știți ce urmează? Eu am o mare curiozitate.